Avem nevoie de urgență. Asta spun în ultimul timp tot mai mulți soroceni. Din cauza căldurii, oamenii apelează tot mai des la serviciul de urgență 903 și cer ajutorul medicilor. În ultimele zile, serviciul urgență preia tot mai multe persoane cu insolații. Totodată, potrivit medicilor, din cauza căldurii, a crescut simțitor numărul chemărilor la domiciliu. Pe timp de caniculă, la pacienți se acutizează bolile cardiovasculare și hipertonice. Chiar au fost caz de insolații. Apelează oamenii ăștia care sunt cu patologiile cardiovasculare, neurologici, tot. Și asta, oamenii slăbiți. Dacă, mai ales acum, în perioada caniculară, și expun la soare undeva mai mult de 4-6 ore, poate să fie insolație. Insolația care se manifestă prin cefalee, grețuri, vomă, convulsii poate de asta undeva și temperatura mai sus de 38 de grade. Chiar dacă se pot lua măsuri de tratament și în condiții casnice pentru a evita riscurile, medicii susțin că odată ce apar simptome ale insolațiilor, pacienții trebuie să apeleze la serviciul de urgență. E totuși mai bine de apelat la urgență, dar eu vă spun că sunt metodele generale care trebuie băutură coritoare, curentul de aer rece, este acasă gheață, o punem gheață la ceapă și unde trec magistrale de vasă mai mare, adică la partea inguinală, asta e profilaxia hipertermie sau a insolației. Pentru a preveni insolațiile, medicii recomandă evitarea expunerii la soare la orele amiezii, când este foarte cald. Îmbrăcați-vă corespunzător și pălăria sau ochelarii de soare nu ar trebui să lipsească din vestimentație. Și mai ales, hidratați-vă așa cum trebuie. Consumați fructe și legume. Doctorii ne mai atenționează să consumăm câte 2 litri de apă pe zi și să evităm băuturile alcoolice.